Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, dragul cernice, Părinte, binecuvântați. Noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, ajută! Ne întâlnim astăzi într-un număr relativ mic și datorită faptului că întâlnirea se transmite în direct. Ne-a ajutat domnul Costel Budnaru cu tehnologia. Țineți-vă mai departe, că nu s-a da. S-aude mai bine așa? Da, da. Și probabil așa. Mulți preferă să urmărească întâlnirea în faza televizoarelor. După cum știți, în România, revoluțiile la televizor sunt un real succes. Doamne ajută! E astăzi o zi cu un pic de semnificații, o zi a dragostei și a frumuseții, sunt Ziene sau Drăgaica, ziua de naștere a celui mai mare om născut din femeie, ziua aducerii Sfintelor Moaștere Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și ziua în care cinci oameni îngrijorați de agresiunea comunistă asupra neamului lor au înființat acum 91 de ani mișcarea legionară. Acești cinci oameni, cunoscuți de dumneavoastră, Corneliu Zerea Codreanu, Ion Moța, Corneliu Georgescu, Tudose Popescu, Radu Mironovici, mă gândeam la un moment dat să propun un moment de recolecție, dar mi-am dat seama că sunt vii. Și ei sunt vii și prin urmașii lor care au continuat lupta și o parte din ei sunt acum în sală, domnul Ușa George, domnul Cui Nicolau, domnul Mihalcea Alexandru, domnul Ionel Stănescu și cred că toți cei care simt românește. În afară de motive renunțate, mai întâlnim astăzi și pentru un motiv tragic și anume agresiunea statului asupra familiei. Mai exact, după cum probabil știți, e o mare agitație în țară, în urma unei tentative a Ministerului Educației de a face educație parentală în spiritul noii ideologii, adică în această educație parentală are la dispoziție 70 de milioane de euro cu care anual, cu care își propun să reeduce 250 de milioane de părinți. Deci un lucru bine pus la punct. Această reeducare constând într-o reeducare în spiritul ideologiei LGBT, pro-homosexualitate și toate celelalte normalități, identitatea de gen și mai mult decât atât, își propun să spună părinților și copiilor că familia tradițională este depășită, retrogradă, nu mai corespunde noilor standarde de viață. Adică, cu alte cuvinte, același Marx, îmbrăcat astăzi în costum albastru, vine să ne spună că familia noastră, a moșilor și a strămoșilor noștri, e o familie depășită, o familie înapoiată. Se pare că românii nu sunt de aceeași părere și este unul din motivele pentru care ne-am întâlnit. Domnul Daniel Mahmazilu, un filosof creștin,
probabil din prisma dânșilor un filozof retrograd, o să ne convingem de lucrul ăsta, vine în fața noastră cu o carte, Studii pedagogice a lui Ernest Berna, care o să vedem că ne dau alte răspunsuri la problemele pe care dânșii le-au ridicat. De asemenea, în cursul discuției vor avea scurte intervenții doamna profesor Carmen Ciornea, doamna doctor Damaschin, domnul Alexandru Mihalcea, domnul Bogu Cușa, cred că ne va spune ceva despre ziua de naștere. Deci, domnul Daniel, vă rugăm.